Prințesa Uriașă. Pădurea era nemișcată și tăcută. Nici o pasăre nu ciripea, nici o frunză nu foșnea, nici măcar un șoricel nu se furișa și nu chițăia. Deodată, o căprioară a țâșnit printre copaci. Gonind în urma ei, era tânărul prinț Joam. Pe aici! A strigat el către prietenii lui. Se aflau pe urmele căprioarei de zile întregi, la mare distanță de granițele regatului său. Nu puteau să o lase să scape acum. Prințul Joam s-a năpustit, s-a împiedicat de o rădăcină de copac și a căzut pe pământul noroios. Când a ridicat privirea, prietenii lui nu se mai zăreau pe nicăieri. Of, a spus el, și acum ce să fac? Nu mai fusese niciodată atât de adânc în pădure. A început să meargă fără să știe încotro se duce. În cele din urmă a ajuns la un zid masiv. Era la fel de înalt ca un munte și se întindea cât puteai vedea cu ochii în ambele direcții. Acum știu unde sunt, a șoptit Joam privind în sus la ușa enormă construită în zid. Asta e intrarea în regatul giganților. În acel moment, ușa s-a deschis și un gigant a pășit prin ea. Pe sub coroana mare pe care o avea pe cap, s-a uitat în jos la prințul cel mititel. Acesta nu era un gigant oarecare, era regele giganților. Ce avem noi aici? A spus regele, uitându-se la Joam cu o cruntătură pe chip. Sunt prințul Joam, s-a bâlbâit prințul. Te rog, nu mă mânca. Regele giganților a scos un hohot de râs comotos. Ce omuleț simpatic, a spus el. Giganții sunt oameni pașnici. Hai la mine la palat, să te convingi. Înainte ca Joam să mai spună și altceva, regele l-a ridicat și l-a dus până la palat. Joam a locuit la palat timp de multe săptămâni. În fiecare seară, la ora cinei, le povestea tuturor despre țara lui de acasă. În fiecare seară, juca jocuri cu fiica regelui, prințesa Guimara. Pe măsură ce a trecut timpul, Joam și Guimara au început să se îndrăgostească. Nu voi accepta așa ceva, a declarat ofensat regele când a rămas singur cu regina. Trebuie să se îndrăgostească de un alt gigant, de un omuleț mititel și insignifiant. Așa e obiceiul. Am o idee, a spus regina. A doua zi, Joam a fost adus în fața regelui. Este adevărat că le-ai spus servitorilor mei că ai putea să-mi dărâmi palatul și să-l reconstruiești la loc și totul într-o singură noapte? Joam a fost șocat. Nu, maestatea voastră, eu niciodată n-am... Dacă chiar ești atât de puternic, l-a întrerupt regele giganților, atunci dovedește-mi-o în seara asta. Altminteri, te voi arunca în temniță pentru că ești un mincinos. Când Guimara a aflat ce se întâmplase, a venit repede la Joam. Nu-ți face griji, te ajut eu. Dar cum? A spus Joam. Nimeni nu poate face ceea ce m-a pus regele să fac. Ba eu pot, a spus prințesa. Când a venit noaptea, Joam și Guimara au ieșit afară din palat. Guimara și-a fluturat bagheta prin aer. S-a aprins o scânteie de lumină și palatul a început să se dărâme cărămidă cu cărămidă. N-a trecut mult și toată clădirea s-a transformat într-o grămadă de molos pe pământ. În mod straniu, toate paturile și oamenii din ele au rămas în aer plutind. Joam a rămas cu gura căscată de uimire. Ce magie e asta? A întrebat el. Magia mea, a răspuns prințesa. Eu sunt o vrăjitoare foarte puternică.
Nu știai asta? Acum privește. Guimara a pocnit din degete și cărămizile au început să se clădească din nou una peste alta. Până dimineață, palatul era construit la loc. Se pare că spuneai adevărul referitor la puterea ta, a mormăit regele, care habar n-avea că fiica lui poseda abilități magice atât de puternice. Dar am mai auzit și că poți îmblânzi insula sălbăticiunilor și că o poți transforma într-o grădină frumoasă. E adevărat? Nu, maestatea voastră, eu niciodată n-am... A început Joam și din nou a fost întrerupt de rege. Vreau să văd dovezile acestui miracol până mâine dimineață, a declarat regele. Altminteri, voi fi aruncat în temniță, a încheiat Joan propoziția. S-a dus repede la Guimara și i-a spus ce se întâmplase. Să îmblânzesc o insulă? Ușor ca bună ziua, a pufnit ea. În seara aceea au ieșit afară din palat și s-au dus pe insula sălbăticiunilor. Acolo Guimara și-a folosit magia ca să îmblânzească sălbăticiunile și să cultive câmpuri pline de flori. Când regele a vizitat insula a doua zi, a văzut sălbăticiunile dormind lângă straturi de trandafiri și orhidee. A fost furios. Aduceți-mi-o pe fiica mea, a urlat el la paznici. Era convins că l-ajutase pe prinț. Dar Guimara știa că regele avea să-l testeze pe Joam până când avea să eșueze. Așa că Guimara și Joam au fugit de la palat călare pe calul regelui, cât timp acesta era plecat să viziteze insula sălbăticiunilor. Când regele a descoperit că Guimara lipsește și calul lui la fel, s-a urcat pe calul reginei și a plecat după ei. După ore întregi de călărit, Joam și Guimara s-au oprit să se odihnească în vârful unui deal. De acolo de sus, l-au văzut pe rege în zare gonind către ei. Știam că n-ar fi trebuit să ne oprim, a spus Joam. Nu-ți face griji, a spus Guimara. Am puteri magice, ai uitat? A pocnit din degete și l-a transformat pe Joam într-un bătrân. Apoi a transformat calul într-un fluture și șaua într-un câmp de ceapă. În cele din urmă, Guimara s-a transformat într-un râu. Când a ajuns regele acolo, a găsit un bătrân așezat pe malul unui râu. Bătrâne, ai văzut cumva o prințesă frumoasă și un prinț malefic trecând pe aici? A întrebat regele. Nu, pe aici sunt doar eu și cu cepele mele, a spus Joam. Regele s-a uitat la cepe și a strâmbat din nas. Bleah, a exclamat el. A întors calul și a călărit înapoi până la palat. Când a ajuns acolo, i-a spus reginei tot ce se petrecuse. Mare nătâng mai ești, i-a spus ea, dându-și ochii peste cap. E clar că Guimara și-a folosit magia ca să se deghizeze. Probabil că bătrânul era Joam. Regele s-a făcut roșu la față de furie. S-a urcat la loc pe cal și a traversat din nou ținutul. În goana copitelor, calul ridica un nor de praf în urma lui. Ce e acolo? A spus Joam arătând spre norul de praf. Se opriseră din nou pe un deal, acoperit de iarbă. La o zi distanță de călărit, delegatul lui Joam. Tata ne ajunge din urmă, a spus Guimara. Dar nu-ți face griji, mai am niște ași în mânecă. A fluturat din mână înspre Joam și l-a transformat într-un preot. Apoi calul a devenit altar și șaua a devenit o carte de rugăciuni. În cele din urmă, Guimara s-a transformat într-o biserică. Când a ajuns regele giganților, a fost uimit să găsească o biserică în loc de fiica lui. A tras cu ochiul înăuntru și a văzut un preot care citea dintr-o carte de rugăciuni.
Părinte, n-ai văzut o prințesă frumoasă și un prinț malefic trecând pe aici?" a întrebat regele. N-am văzut pe nimeni de zile întregi," a spus Joan. Regele a clătinat din cap. Era sigur că-i zărise îndreptându-se încoace. Acum îi pierduse din nou. S-a dus acasă și i-a spus reginei că eșuase. De câte ori o să te mai lași păcăliți de trucurile fiicei noastre?" a oftat regina. Fără îndoială că preotul era Joam și biserica era Guimar. Regele era pe punctul de a sări la loc pe cal când regina i-a luat-o înainte. Urcă-te în spatele meu," i-a spus ea. Poate că Guimara reușește să te păcălească pe tine, dar pe mama ei nu va păcăli." Regele și regina au traversat țara călare. Cu câteva cuvinte magice de la regină, calul a galopat aproape la fel de repede ca un vultur în zbor. I-au ajuns din urmă pe Guimara și pe Joam chiar la zidurile regatului lui Joam. "Guimara, trucurile tale nu merg la mine," a strigat regina. "Acum lasă omul și vino acasă." Guimara știuse că mama ei avea să vină după ea și era pregătită. A căutat în buzunar și a scos o mână de praf pe care l-a aruncat înspre părinții ei. Praful s-a răsucit în aer, strălucind și sclipind atât de tare că regele și regina au fost năuciți. Guimara și Joam au intrat în legatul lui Joam, acolo unde magia prințesei îi putea ține în siguranță. "Am reușit," a spus Joam, oftând ușurat. "Acum putem trăi împreună în regatul meu pentru totdeauna." "Putem," a spus Guimara. "Doar promite-mi că nu vei înceta niciodată să te gândești la mine." "Niciodată," a spus Joam. "Cum aș putea să uit vreodată pe femeia pe care o iubesc?" Când au ajuns la palatul lui Joam, prințul a fost înconjurat de prieteni și de familie. Era așa de încântat să-i revadă pe toți că pentru o singură secundă chiar a uitat de Guimara. Când și-a reamintit de ea, s-a întors și a văzut că aceasta se micșorase până ajunsese la dimensiunea unui om. "Ce s-a întâmplat?" a exclamat el. Guimara s-a uitat la Joam cu un amestec de furie și tristețe. "Eu pot exista în afara regatului giganților doar atâta timp cât tu te gândești la mine. Dacă ai fi uitat de mine vreme mai îndelungată, aș fi continuat să mă micșorez până aș fi dispărut." "Îmi pare așa de rău," a spus Joam luând-o de mână. "Îți promit că asta nu se va mai întâmpla niciodată." Din ziua aceea, Joam n-a mai uitat niciodată de Guimara și împreună au condus regatul timp de mulți ani, cu bunătate, cu înțelepciune și cu un pic de magie.